s-a decis viitorul lui Klaus Iohannis, mesaj categoric în privința subliniere-F-ului statului, se clarifică ne orice speculație. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică seară ce se consult cu presubliniere-dintele Klaus Iohannis de câte ori este necesar pe teme importante. Prezent la Antena 3, Ludovic Orban a fost întrebat cât de des vorbe subliniere-te cu presubliniere-dintele Klaus Iohannis. De câte ori este necesar? De fiecare dată când sunt teme importante, în care atât eu sau domnia sa simțim nevoia să ne coordonăm poziția. Puncte un lucru cunoscut, fapt ce se vede sublinierei din pozițiile publice, ce ne consultăm pe teme importante sublinierei ce, de cele mai multe ori, poziția noastră coincide, a spus presubliniere din PNL. De asemenea, Orban a fost întrebat ce candidat va avea PNL la alegerile prezidențiale, în 2019, în condițiile în care sunt zvonuri care îl dau pe Klaus Iohannis ca viitor presubliniere-dinte al Consiliului European. Ca să clarificăm orice speculație pe tema relației dintre PNL sublinierei presubliniere dintele Klaus Iohannis, acum 3 săptămâni, am avut reuniunea Consiliului Național, la care am hotărât ce vom susține candidatura presubliniere dintelui Iohannis pentru al doilea mandat, decizie care a fost luat practic în unanimitate. Mie a subliniere bucura foarte mult ca domnul Iohannis să ajung presubliniere din Consiliului European, dar, deocamdată, nu cred ce are rost să facem speculații pe acest tem. Din punctul nostru de vedere, Klaus Iohannis este candidatul nostru la funcția de presubliniere din 2019. Susținerea candidaturii domniei sale a fost făcut cu acordul său, a declarat Ludovic Orban.